Bună ziua, dragi prieteni, sunt Olga și vă spun bine ați venit la Secretele Grădinarului! Astăzi este vineri și v-am pregătit episodul 3 din cursuri despre microorganisme simplu. Vă doresc vizionare plăcută! Bună ziua! Sunt Volodimir Cruți. În cursurile mele pentru agronomi și grădinari vă povestesc despre microorganisme în termeni simpli. Ultima dată am vorbit despre ecologia solului, despre diferite tipuri de organisme și relațiile existente între ele. Așa că astăzi este momentul pentru un alt subiect foarte interesant, micoriză. Sunt sigur că mulți dintre voi ați auzit deja despre micoriză și ciuperci micorizante, dar despre ce este vorba? Însuși, cuvântul micoriza o oferă un răspuns la această întrebare. Mico înseamnă ciupercă și riza înseamnă rădăcină. Aceste rădăcini de ciuperci sunt foarte benefice atât pentru plante cât și pentru ciuperci. Un număr foarte mare de ciuperci poate forma micorize, variind de la amanită muscarie până la ciuperci specifice din genul glomus. De fapt, corpul fructului unei ciuperci este foarte asemănător cu fructul plantelor, pentru că acesta de asemenea este organ de reproducere. Doar că fructele plantelor conțin semințe, în timp ce fructele ciupercilor conțin spori. Spre deosebire de plante, partea subterană a ciupercilor formează un sistem ramificat de hife, care se numește miceliu. Dimensiunea hifelor este foarte mică, de la 1,5 până la 110 micrometri, de aceea ele nu pot fi văzute fără microscop. Acum aproximativ 450 de milioane de ani, plantele și ciupercile au format relații de mutualism. Ne amintim că mutualismul este un tip de simbioză în care ambele organisme au beneficii din astfel de relații. Planta furnizează ciupercilor zaharuri pe care le sintetizează în timpul fotosintezei și ciupercile împart cu planta apă și compușii minerali pe care miceliul îi colectează din afara sistemului radicular și din spații dintre rădăcini. Ce înseamnă acest lucru pentru plante? Să presupunem că am plantat o plantă în sol care nu are micorize. Pentru a avea acces la apă și nutrienți, planta dezvoltă un sistem radicular din ce în ce mai mare, utilizând o parte semnificativă a energiei sale. În același timp, planta eliberează în miceliu o cantitate mare de zaharuri care hrănesc microbiota solului și au rolul unui far care dirigează microbiota. Dacă în sol există spori de ciuperci micorizante, aceștia reacționează la aceste zaharuri și încep să germineze în direcția rădăcinilor. În hifele ciuperce se întâlnesc cu rădăcina, ele pătrund în țesutul plantei formând micorize, care combină sistemul radicular cu sistemul ciupercilor. Există două tipuri principale de micorize, ectomicoriza și endomicoriza. În timpul formării ectomicorizei, hifele ciupercii pătrund în spațiile intercelulare ale rădăcinii plantei. În timpul formării endomicorizei, acestea cresc în interiorul celulelor plantei. Acum micoriza începe să crească activ folosind zaharurile pe care planta îi le dă. Ea pătrunde cu mult dincolo de zona de absorpție a rădăcinilor plantei. Acolo ea colectează apă și compuș mineral și îi furnizează plantei. Acest lucru este deosebit de important în timpul secetei. Majoritatea ciupercilor sunt capabile să formeze micorize doar cu una sau câteva specii de plante. Pe de altă parte, reprezentanții genului glomus pot forma micorize cu o gamă largă de plante. Mai de mult micoriza era răspândită în toată lumea, pentru că plantele puteau găsi simbionți oriunde pentru coexistență. Să practicarea agriculturii intensive, utilizarea pesticidelor chimice toxice și a utilajelor grele, strarea terenului gol fără plante a provocat dispariția micorizei, iar locul ei a fost luat de specii patogene. Acesta este motivul pentru care este extrem de important să readucem micorizele în sol. Sper că acest material v-a ajuta să înțelegeți cum se formează și cum funcționează micoriza. Data viitoare vom vorbi despre unele dintre cele mai comune tipuri de bacterii din sol. Scrieți comentarii, lăsați like-uri la acest video și abonați-vă la acest canal. Până data viitoare, la revedere! Dragi prieteni, sper că acest material vă este de folos. Nu uitați să lăsați un like la acest video, să vă abonați la canalul meu dacă nu ați făcut-o până acum, iar eu vă doresc sănătate spor în toate și recolte cât mai bogate. La revedere!